Vă salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi suntem la mama și pregătim împreună o prăjitură cu aluat răzuit de post. Este delicioasă și rămâneți cu noi să vedeți ingredientele și modul de preparare. Dar cine e ajutorul lui mami aici și îmi sparge nucile? Uite-o, e bună asta, nestricată. Carla cu tușii? Da, Ana, dai tușii. Hai, spargeți-mi nucile, că vreau să fac prăjitură, da? Da, da. Mulțumesc! Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 de grame de rama pentru copți și prăjituri, 550 de grame de făină, 100 de grame de zahăr, 70 de grame de nucă, esență de vanilie, 100 de ml de apă și gem de zmeură. Am eu aici, dar puteți folosi orice fel de gem. Înainte de toate, începem să zdrobim nuca. După care, cu un cuțit, am tăiat rama pentru copți și prăjituri în cubulețe și am așezat-o într-un bol. Cu rama pentru copți și prăjituri, deserturile mele sunt mereu un succes pentru familia mea și pentru prieteni. Întotdeauna o folosesc atunci când fac deserturi rapide și pentru aluaturi fragile și crocante este ideală. Rama este un brand în care eu am încredere și îl apreciez, pentru că țin minte încă din copilărie că mama ne făcea cei mai buni cozonaci cu rama. Rama pentru prăjituri și copt este de înaltă calitate și este 100% bazată pe plante. Împreună cu Carla voi face această rețetă pentru că ea vrea neapărat să mă ajute. Haide, mami! Vrei să faci tu? Nu? Ai spus că vrei să mă ajuți, iubita lui mami, frumoasa mea. Face mami singură? Am pus rama pentru copt și prăjituri într-un bol peste care voi adăuga zahărul și le incorporez foarte, foarte bine. Voi adăuga acum și esența de vanilie și apoi cei 100 de ml de apă. Voi mai amesteca până când zahărul este aproape topit. Peste făină am adăugat și un praf de copt. Făina o voi adăuga în două etape, jumătate și apoi încă jumătate. Adaug acum și cealaltă jumătate. Obține un aluat omogen care să nu fie lipicios. Vă puteți folosi și de mâini dacă este nevoie. Îmi place să folosesc rama pentru copți și prăjituri deoarece aduce îmbunătățiri la nivel de textură, culoare, aromă și se lucrează foarte, foarte bine. Soacra mea face foarte des această prăjitură de post, care mie îmi place foarte mult și am încercat-o cu mai multe dulcețuri. Astăzi vom face cu dulceață de zmeură, ați văzut. Și dacă o veți încerca și voi, veți vedea că este o prăjitură crocantă. Asta datorită faptului că folosim rama pentru copt și prăjituri. Am obținut un aluat foarte frumos, după cum se vede, pe care îl voi împărți în 4 părți egale. O parte din aluat o voi lua și o voi pune la congelator pentru 15 minute, iar restul aluatului îl voi întinde într-o tavă. Am pus aluatul în tavă, am și ajutoare după cum se vede și îl întind pe toată suprafața tăvii. Peste aluatul întins adăugăm dulceața și o întindem uniform peste tot. De preferat să aveți o dulceață cât mai solidă, să nu fie una lichidă, asta ca să iasă prăjitura cât mai bine. Gata, mama, gata. Ce s-a întâmplat? Ai căzut? Da! Fără rețete, dacă poți. Toca mea. Peste dulceață voi adăuga nuca pe care am zdrobit-o. Eu am lăsat bucăți mai mari pentru că nouă așa ne place mai mult.
Am scos de la congelator aluatul și acum îl voi rupe bucăți și îl voi pune peste. Cam așa arată la final. O iau și o pun la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, până când se rumenește deasupra. Situația între timp. Copiii mănâncă. Iar eu fac prăjitură. Sunteți nerăbdători să gustați prăjitura? Da. Da, așa. Abia așteptăm să coacă. Aceasta este prăjitura noastră. Am scos-o de la cuptor. Acest aluat este foarte, foarte fraged. Cred că se poate observa. Fraged și crocant. Îmi place foarte mult această prăjitură și, cum v-am spus, o puteți pregăti pe timpul postului. Este un desert delicios. O voi tăia chiar acum și o să vă arăt. Foarte bună! Mami, te rog, gustă, zi o părere. Hai. Cum ți se pare? Cum mi se pare? Da. Îmi place mult nuca aia. Mie nuca îmi place. Și mie îmi place și am pus multă. Și dulceața, deci așa dulce acrișorii, super. No, vezi? Super bună. Uitați-o pe mama. Gura plină, Damir. Delicios! Delicios. Mi-a ieșit bine, zice mama. Îi place nuca. Combinația dintre nucă și dulceață, acrișoară, foarte, foarte bună. Neapărat să o încercați. Datorită faptului că am folosit rama pentru copt și prăjituri, mi-a ieșit atât de crocantă și ați văzut și voi ce ușor se face. Chiar merită să o încercați. Mami, vrei și tu? Cum e prăjitura? Bună. E bună? Da. Carla? Bravo, Tuși. Cum e, mami? Îți place? Poftim. Stăm cu nata mea. E de post, dragă, ia zi. Cum ți se pare? Mamă. E bună, nu? Bună ca aia de... Ca de dulce. Da. Sincer, chiar e foarte bună și crocantă, dragă. Hai că și eu gustic de amasă. Bine, scumpa mea. La mămica i-am dat, o zis că i-a plăcut. Păi ce cam bun. Tati, gust prăjitura. Mulțumesc. Plăcere. Bine, am plăcut, de pui, foarte bună. E bună? E de post. Cațile. Carla ce-o rămas și mai mi-au să mănc. Vai, astea-s preferatele mele. Nu-mi prea-mi plac cu creme multe, cu nu știu ce. Dar e crocantă, nu? Din aluaturi. Crocantă și foarte bună. Exact. Combinația perfectă. Dulce acrișor. Nucă cu dulceață. Are gust de cornulețe. Da, exact, exact. E exact ca și cornulețe. Dragă, scumpa mea, foarte bun. Mă bucur că vă place. Ce faceți aici, dragă? Păpați, plăcintă, da. Prăjitură și este bună? Da. Mă bucur mult că vă place, dragă. Ați ieșit la întâlnire? Să vă mai facă tușii în prăjitură de asta. Da. Bine, iubiții mei. Mulțumesc, da. Uite ce scaun are Mila, nu te supăra. Scaunul lui Mila e cel mai original, dragă. E o grată de la smântână, îți place? Poftiți apa amândoi dintr-un pahar. Iubiților. Ce bună e prăjitura. Și doar trei bomboane, bine așa. Mie îmi place albastru. Mie îmi place albastru. Da? Da. Mâine.